Bună ziua, oameni buni, eu sunt Adrian și bine v-am găsit la un nou episod de SAM pe serverul de Bizon. În primul rând aș vrea să fac un mic anunț despre marele eveniment care se apropie cu pași foarte mărunți și anume B-Olympics. Dacă nu știți ce este B-Olympics, constă într-o serie de evenimente majore cu premii foarte mari, mai mari decât cele de la evenimentele acestea de amploare. Niște exemple așa de premii ar fi Infernos, Stretch, Monster, AB sau ce, și nu știu dacă este și Hot Ring, tot AB sau ce, mă rog, vedem. B-Olympics-ul a fost înființat în 2013 sau 2014, nu mai știu nici eu exact, de către clanul Fall, adică Family for Life, și după aceea a fost preluat de mai mulți jucători. Iar acum Relax este cel care se ocupă în momentul de față. Este deja la cea de-a cincea ediție. Ediție care se numește Civilians B-Olympics 2017. Adică au voie să participe numai civilii de nivel 5+. Dar ceilalți jucători, eu o să vă rog să nu vă simțiți așa neglijați, deoarece sunt 4 evenimente și pentru voi, adică pentru tot serverul, nu numai pentru civilii de nivel 5+, în care constau în 2 evenimente, da, Last Man Standing și Hide and Seek, și 2 giveaway, da, pentru tot serverul. Bă, o să vă las oricum linkurile în descriere despre B-Olympics și linkul despre probele de la B-Olympics. Și puteți să vedeți acolo care sunt. Sunt 10 probe în total, o să vedeți și voi. Și acest eveniment o să aibă loc în perioada 14-23 aprilie, adică începând cu ziua de mâine, până pe 23. Și da, doar pe serverul RPG1. Deci, vă spun de acum, are loc numai pe serverul RPG1. Evenimentul acesta, după cum am spus, este organizat de către Relax și împreună cu comunitatea Bizon, cu stafful Bizon și așa. Și da, eu zic totuși, dacă vreți să vă încercați norocul, să fiți pe server între orele sau la orele astea unde sunt când au loc evenimentele, așa. Puteți să vedeți, v-am zis, o să vă las un link acolo în descriere și o să vedeți exact toate evenimentele care sunt și în ce interval se desfășoară, la ce ore și chestiile astea. Voi doar să fiți pe server atâta. Când vedeți că apare aici gen cu galben evenimentul în sine și scrie gen B-Olympics la titlu, atunci puteți să dați join. Da. Și de asemenea o să scrie și ce participanți au voie, adică doar jucătorii de nivel 5 sau pentru toți jucătorii, da. Păi, participați și voi, nu aveți nimic de pierdut, atât am avut de zis despre asta. Deci, nu uitați încă o dată, o să vă las link-urile în descriere, ca să, pentru mai multe detalii, să citiți acolo. Da. Bun. Ce voiam să fac? Ei bine, după cum știți, în episodul de din Bizon Vlogs, nu mai știu să vorbesc, drag, că sunt foarte obosit, băgam și picioarele că am cutreierat toată ziua până la 2, abia la 2 am ajuns și acasă, am fost plecat la Constanța, m-am dus cu mașina, mă rog, sunt foarte obosit, și dar am zis totuși să fac acest episod, să vă anunț și pe voi despre acest mare eveniment care va avea loc. Ah, da, mă rog, după cum știți din episodul trecut, cel Bizon Vlogs, am pus hidden pe 0350, hidden-urile 186 cu 179, o să iau și eu câteva momente mașină să vă arăt și hidden-urile și mă rog. Așa, și mi-a cumpărat de asemenea și un NRG500. Da, am spus în multe episoade de ale mele că NRG500 nu-mi place deloc, dar am eu o idee, nu vreau să copesc acum să vorbesc, nu vreau să dau indicii despre ce vreau eu să fac cu acest NRG. O să vedeți, o să fie o surpriză, zic eu.
Nu știu dacă să fie plăcută, dar mă rog, în fine. Și de aceea l-am luat. Voiam să-mi iau, aveam de ales de fapt dintre NRG 500 și Freeway. Dar, nu știu, Freeway-ul parcă e prea monoton, să zic așa. Este super șmecher, dar na. În fine, o să-mi cumpăr și Freeway, dar deocamdată sunt full. După cum știți, am 14 din 14 vehicule, nu am nici cont premium ca să pot spawna 8. Pot spawna doar 2, ce păcat, nu? Așa. Ia să intru și eu repede pe laptop, de pe, pe contul secundar, pardon. Așa, că vreau să iau și eu get gift-ul. Pe contul principal l-am luat mai devreme, am luat 5 respect points-uri. Nu știu ce dracu că nu mai respect points-uri am luat pe contul acesta. Și cred că o dată sau de două ori bani, 10k sau ceva de genul. Dar în rest nu mai respect points-uri, deci m-am plictisit să mor. Și o dată 30 de gold, da, am uitat. În fine, haideți să intru repede. Am măcar câte o dată și pe contul secundar frumos. Unii m-ați întrebat cum n-ar am reușit să mișc caracterul de pe contul secundar în Bison Vlogs, că după cum ați putut vedea am mișcat și caracterul de pe contul principal și caracterul de pe contul secundar. E bine, e foarte simplu, pe contul secundar am intrat de pe laptop. Și pur și simplu, când eram aici, am apăsat Enter la mașină și merge singur, practic, până la mașină și intră în ea. Iar pe celălalt cont, am mers de pe laptop, uitați, vedeți? Până la mașină, așa, încet cu Alt. În fine, e foarte simplu dacă... Haideți că o să duc și eu grasul până la... Ia mă, încape în mașină. Normal că încape, cum să nu încape? Ce dracu că iese prin mașină. Lol, atât de grasie. Așa. O să mă duc și repede la Get Gift cu contul secundar. Mai am două conturi. Cred că o să intru după ce duc pe ăsta. Mă rog. Chiar vreau să colectez și pe celelalte conturi Get Gift-ul, că poate pică gold și de gold ăla poate cumpăr ceva frumos pe conturile celelalte. De asemenea, mai am un anunț foarte important pentru voi. Dar mai întâi haideți să mergem repede până la Get Gift. Așa. Ups. De asemenea și Bobo v-a anunțat. Ce-ai făcut, mă nene, mă? Mă nervează că pe laptop mi se mișcă foarte prost jocul. 5 respect points le-am luat pe ăsta. De aia. Ia stați așa. Vă salută grasul. Bun. Adio. Așa. Așa. Bun. Vom merge repede până la dealership ca să vă arăt ce s-a mai schimbat. Și s-a schimbat în foarte bine chiar. De asemenea, cred că o să vă arăt și pe... Nu, o să vă las un link în descriere, nu mai stau să intru acum, să vă arăt și vouă pe net, pe forum. O să vă las un link în descriere. Vreau să vă anunț despre noile prețuri ale vehiculelor cu gold. Deci s-au schimbat, au scăzut dramatic prețurile la vehiculele cu gold. Reduceri masive chiar, de 50, 60, 70%. Și nu vor fi doar pe perioada aceasta de Paște, vor fi permanente. Deci, vă dați seama, este un lucru foarte bun. Haideți să vă arăt și vă repede. Am ajuns aici. Deci, după cum știți, sunt două dealership-uri, da? Aici e dealership-ul cu bani, adică cumpărați vehicule cu bani din joc. Și aici este dealership-ul cu gold, cumpărați vehicule cu gold. Bun. Deci uitați și voi, un premier cu 300 gold poate fi cumpărat acum. Bine, 299, în fine, 300 gold. Deci cu 300 de gold puteți să vă luați un premier. Tot ce trebuie să aveți este slot în garaj, atâta. Iar goldul puteți să faceți 200 de gold, de exemplu, dacă colectați
toate 150 din 150 ouă la quest, adică se târnați quest-ul și la get gift aveți noroc să câștigați gold. Așa, după care Phoenix 350 de gold. Eu o să rotunjesc prețurile ca să nu stau să zic 349 de gold, gen 5,99999 de lei, mă rog, ați înțeles ideea. Deci 350 de gold un Phoenix. Așa, Felzer 1K gold. Eu, de exemplu, pot să-mi cumpăr ori Premier, ori Phoenix, dar nu am slot în garaj, după cum am spus. Așa, Huntley 1299 gold, Savannah 1499, 1500, mă rog, așa, că am spus că o să rotunjez prețurile. O să vă las un link în descriere cu prețurile noi și prețurile vechi, ca să vedeți ce diferențe sunt. Sabre 1700 gold, Jester 1800, 1900 Super GT, 1950 Cometu, LG 2100. Da, sunt prețuri foarte bune. Uitați și la Infernus, de exemplu, a scăzut, era parcă 5000 sau ceva de genul, nu mai știu exact. Hotring-ul de asemenea, Monster-ul care era vreo 6000 parcă sau 8000 parcă, în fine. S-a făcut 3800, pardon. Așa, Same King. Hai să vedem și la bikes. De exemplu, Freeway 650, da. FCR 900, 1900 NRG-ul, doar 3. Așa, helicopter Sparrow 2400. Mavericul, la Maverick a fost reducerea mai puțin mai mică, deoarece este un vehicul foarte bun și na, ar trebui să coste mai mult, deci e bun prețul acesta, 5000 de gold. Deci doar sper și așa. Și da, bă, dacă aveți gold și nu aveți ce face cu el, puteți să vă cumpărați vehicule, că acum o să-și permită oricine, zic eu. Da. Deci chiar s-a gândit foarte bine Bobo cu aceste reduceri masive. Și gândiți-vă, o să fie permanente, nu doar pe perioada asta de Paște. Da, ceea ce este foarte bine. În rest, bă, ce dracu, parcă eram duty la câți euro ar fi un monster. Bă, cât am zis că e monsterul? Monster era 3400 parcă, nu? Sau 4000, ceva de genul. Păi dacă 1000 gold ar fi 5 euro, by vehicle. Da, dacă toți sunt aici, aș putea să-i spun repede. Da, 3800. 3800 ar veni 20 de euro. 20 de euro, cam așa. Da. Deci înainte era vreo 45 sau 50 monster-ul. Acum cam așa, vreo 20. Da. Bun. Bă, v-am zis de Bio-Olympics, v-am zis și de prețurile vehiculelor cu gold. Haideți să vă arăt și hidden-urile. Am uitat de ele, trec. Deci, eu zic că este super șmecheră această culoare pe SR350. Am încercat această mașină cu această culoare la evenimentele alea de tip Fun Hour, că știți că acolo stafful spawna orice tip de vehicul pentru voi ca să vă distrați cu ele, să vă plimbați, și de asemenea eram acolo event support și am spawnat un SR350 cu culoarea 186 și chiar m-a uimit cât de frumoasă este și chiar am vrut neapărat să-i pun hidden-ul acesta pe ea, pentru că este foarte frumoasă. Se vede așa verdele ăsta super șmecher. Și de asemenea 179, care este mov. Am mai avut combinația asta de culori, dar nu mai știu pe ce mașină, parcă pe Bullet. Nu, pe Bullet. Da, pe Bullet am avut combinația asta. Sau pe Infernus. Pe Infernus, mă, da, pe Infernus am avut.
da. Pe Infernus am avut, cred că vreo 3 hidden. Am avut prima dată culorile 175 cu 0, 0 fiind negru. După aia am avut 186 cu 179, adică astea de pe SR 350, da? Și acum am pe Infernus 186 cu... imediat vă spun că am uitat, dracu. Chiar am uitat. 186 cu 175. Da. Deci în loc de negru am pus 186. Care este mult mai șmecher. Bă, lăsați voi acolo în secțiunea de comenzi ce părere aveți despre această mașină. Mie îmi place, v-am zis, mie îmi plac mașinile astea care sunt, să fie așa unice pe server. Bine, nu chiar unice, dar să fie rare, știți? Nu sunt foarte multe ZR 350 pe server și ceea ce este foarte bine. Dar vă încurajez să vă luați chiar din dealership, că chiar se merită, este super șmecheră mașina. Prinde și 186 de km pe oră. Deci nu este cine știe ce babă. Merge bine. Este unică deoarece unică în joc, deoarece se deschid farurile așa în sus frumos. Așa. Astea sunt au și un tău. Așa. Pe cum nevează că dau un soft colors. Așa, parcă. Din nou, ca să rămână culoarea asta. Bun. Așa, iar pe NR350. NRG. NR... ce dracu am zis? NR350? What the fuck? NRG500, pardon. V-am zis că sunt obosit. Așa. Nu știu exact dacă i-aș pune hidden. Chiar nu știu cine dracu și-a parcat elicopterul acolo. O să vorbesc eu cu ăștia să... deci vă rog eu mult, aici am eu mașinile. Acum nu am cont premium, băgam și picioarele că o să-mi cumpăr, v-am zis. Nu am eu cont premium că spawnam toate mașinile aici și vedea și voi unde le am. Deci vă rog, dacă vreți să dați rent la casa mea, o să vă rog să parcați mașinile în spate aici de tot. Sau inclusiv elicopterele sau avioane, ce dracu aveți. Elicopterele în spate acolo sau mașinile aici în spate, în spatele casei. Deoarece acolo le am eu. Și aici la fel, în față le am eu. Da. Vă spun ca să știți, naibii. Și puteți de asemenea și pe aici să le parcați, că na, este loc. Și pe aici puteți, na, că aici nu este nicio casă. Deci, nu e nicio casă implementată. Aveți loc peste tot. Și aici puteți de fapt... mă rog, v-am arătat așa niște locuri. Da, băiți, bă, eu cred că o să închid aici episodul. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de, de like. Da, dar nu excesiv. Bun. Da, dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi. Cu voi a fost Adrian și Let's Play Together. Bă, am uitat să vă zic. Să nu uitați să vă înscrieți la giveaway-ul acela organizat de către stafful Bizon. Cu 1000 de gold o să fac extragerea pe 15 aprilie. Deci aveți link în descriere. Baftă! So in love with you.